Bar George Brezoi, știți mai puțin, este directorul Oficiului Teritorial pentru IMM și Cooperație Ploiești. Și motivul pentru care ne-am întâlnit și care sper eu să aducă beneficii mediului de afaceri din jur. Prezentarea de astăzi cuprinde toate programele oficiului. O să rog pe George să prezinte pe scurt, concis, astfel încât să înțelegem sesiune din clasa de informație.
numește programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
Deci, cele două programe este că la programul pentru tineri debutanți și care nu au mai avut nicio afacere, sunt eligibile
lista cu activitățile eligibile. Finanțarea pe acest program se face în felul următor. Micro-întreprinderile primesc până la 80%. Întreprinderile mici până la 70%. Întreprinderile mijlocii până la 60%. Maxim 23%. Care există, care au resurse materiale și care efectiv ar vrea să scutească niște bani, dacă vreți. Adică ele sunt cu sistem de rambursare, omul achiziționează cheltuie 23.000 de euro pentru o investiție scutește. Dacă lumea ar fi gândit în felul ăsta înainte de criză, multe societăți ar fi supraviețuit.
importanța de pune direct pe site, pe online. Nu vine omul să plimbă pe la ploie și cu apă și cu nevoie. Pe scurt, acestea au fost programe. Eu sunt sigur că fiecare are în minte o afacere sau o activitate pe care vrea să o finanțeze și ce anume vrea să cumpere. Okay.
finanțări ca idee. Am avut ca finanțări hoteluri. Hoteluri care au cumpărat care și-au făcut câteva spus niște bani din luat o linie de geometrie, altul și-a luat elevatoare. în